Profesorii vor primi salarii mai mari începând cu 1 august. Este vorba despre o creștere a salariilor în medie de 5%. Cei mai avantajați vor fi angajații din învățământ, care au salariile cele mai mici, pentru că în cazul lor creșterea salarială va fi mai mare. Primele corecții salariale din educație vor intra în vigoare începând cu 1 august. Profesorii vor primi mai mulți bani în funcție de vechime, dar și de salariul pe care îl au în prezent. De la 1 august intră în vigoare toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce privește încadrarea de vechime și salarii. La educație am definit grila integral în mod similar cu cea de la sănătate, iar 50% din aceste creșteri intră de la 1 august 2016, iar restul intră în decembrie 2017. Creșterile se referă la corecțiile salariale pentru cei aflați la baza de jos a piramidei. De la 1 ianuarie 2018 este luat în calcul și bonusul de performanță, a declarat Dragoș Pâslaru, ministrul muncii. Contactat de TV Sud, Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, filiala Gorj, a confirmat că aceste creșteri vor însemna în medie 5% în plus la salariile actuale. Salariile profesorilor vor crește de la 1 august în medie cu 5%, spun în medie pentru că nu la toată lumea va fi aceeași majorare. Cei care au salarii mai mici vor avea o creștere mai mare, iar cei care au salariile mai mari vor fi mai puțin de 5%. Huică spune că profesorii nu sunt mulțumiți de majorare pentru că au cerut o creștere salarială de circa 10%. Problema care se pune este că noi am militat pentru o altă lege a salarizării, cea care o aveam negociată cu guvernul Ponta, iar nou guvern care s-a instalat a plecat de la cu totul altceva. În momentul de față este în dezbatere publică. Vineri, sindicaliștii din învățământ din întreaga țară vor hotărâ dacă sunt de acord cu propunerea guvernului.